Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou vloguleț pe canal, un vloguleț în care vreau să discutăm așa puțintel despre câteva chestiuțe mai mult sau mai puțin interesante și vreau să încep acest vlog printr-o povestioară, fraților, o mică poveste pentru că știu că vă plac poveștile, băi nene, bă, adică mulți dintre voi mi-au spus că vreți să vă mai spun povești așa interesante și o să înceapă povestea. Bine, e o poveste așa cu sfat, da? Trebuie să ascultați deep. Bun, oameni buni, era un Andrei. Într-o vreme când avea skin-uri pe CSGO, o vreme de mult apusă. Lacrima, lacrima, lacrima. Un Andrei fericit cu skin-uri pe CSGO, puii mei toate bune și frumoase. Și într-o zi a intrat pe Discord și l-a auzit pe Sami cu Cedric și mi se pare că era și Geo care băgau la pariuri pe CSGO. End of story, cred că deja știți ce s-a întâmplat. No, bă, m-am decis și eu să mă bag acolo așa de șmecherie. M-am băgat, am câștigat vreo 300 de euro. Deci la propriu, vreo 12 milioane, 13 milioane am câștigat. Mi-am luat un cuțit Marble Fade, nu Marble Fade, ce prost. Mi-am luat ceva, în fine, ceva șmecher, un Fade Huntsman Knife, puii mei. Mi-am luat skin-uri faine, mi-am scos bănuții toate bune și frumoase. Deci, practic, am avansat foarte mult și am câștigat. Și am continuat și am continuat până am pierdut tot. Nu băgați la pariuri, nu băga, nu faceți greșeala mea. Și acum, fraților, am inventarul gol pe CSGO, pentru că n-am știut că să mă opresc. Până la urmă, cam ăsta este rolul pariurilor, frate, să devii addicted. Și eu am văzut că am câștigat foarte mult, am văzut, bă, frate, am câștigat o grămadă de bani. De ce să nu mai bag eu acum, uite, 100 de euro și să câștig 200 de euro, gen, să câștig dublu, știi? Și am băgat și am pierdut tot. Hei, cât de frumoasă este viața, nu? Asta era scurta povestioară, nu băgați la pariuri, că nu aveți șanse mari, adică ok, câștigați la început, opriți-vă și atât, nu mai continuați că ajungeți ca mine fără niciun skin pe CSGO. Și au fost niște skin-uri frumoase, lasă-vă că facem noi rost de altele, nu este mare problemă. Asta a fost povestea de astăzi, o poveste interesantă. După aceea, bine, am avut meciuri de CSGO numai cu cretini în echipă, numai cu ruși proști, nu mă întrebați de ce, frate, n-am nici cea mai mică idee, dar am dat de toți cretinii de pe lume și m-am enervat și în fine, end of story. Bun. Hai să discutăm puțin despre 1, ce 1 decembrie vreau să spun, despre 30 noiembrie, sau mă rog, astăzi cică este ziua mea. Păi ești nebun? Astăzi este ziua mea și eu nu știam. Bine, mă refer că din punctul meu de vedere nu ar trebui lumea să-mi spună la mulți ani. Bine, vă dați seama că pe mine nu mă deranjează și încă o dată vă mulțumesc mult de tot tuturor celor care, bă, v-ați gândit la mine și ați zis că este frumos să-mi spuneți o urare, gen la mulți ani Andrei, tare, pupi jos, știi? Toate cele. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați gândit la mine și apreciez foarte mult lucrul acesta, dar eu consider că nu trebuie să-mi spuneți mie la mulți ani. De ce spun chestia asta? Pentru că nu este ziua mea. Ziua mea este pe 13 mai, când m-am născut eu, atunci este ziua mea. Acum este pur și simplu sărbătoarea Sfântului Andrei. Sfântul Andrei este o persoană cu totul diferită față de Andrei Zimbilski, adică eu, adică a.k.a. Zăza Andrei pe YouTube. Deci Sfântul Andrei nu are nicio treabă cu mine, decât că purtăm același nume. Și uite așa am ajuns noi să sărbătorim pe toți care poartă numele Andrei. Bă, frate, eu când o să fac copil, o să-i pun numele Andrei, Cristian și Mihai și toate numele astea de sfinți, știi? Și Marian. Că puii mei, o să-i pun 10 nume de la toți sfinții ca să primească multe cadouri și multe urări. O să se distreze mult de tot. Nu, dar nu se le expuneți. De ce multe persoane consideră că de ziua unui sfânt sau când se sărbătorește, uite, mi se pare că Sfântul Andrei a murit pe 30 noiembrie în Imperiul Roman. Zic bine, mamă, ce am aici încă puțin de mult. De fapt, ia chiar așa Sfântul Andrei Wikipedia. Chiar sunt foarte curios dacă am zis o prostie sau nu. Da, mă, 30 noiembrie, Patras Acaia, cine dracu știa, Imperiul Roman. No, bă, vedeți, nebunie. Și este sărbătorit pe 30 noiembrie, pentru că atunci, puii mei. No, și au decis că o să fie o sărbătoare, ok, îl sărbătorim pe Sfântul Andrei. Pe Sfântul Apostol Andrei, nu pe Andrei Zimbilski, a.k.a. Zăza Andrei pe YouTube. În fine, asta n-am înțeles niciodată, eu sunt așa puțin cel paralel, poate și datorită faptului că sunt agnostic, adică credința mea în Dumnezeu este mai jos, nu cred foarte multe, nu cred în cai albi cu 7 capete, chestii de genul, în chestii sci-fi, părerea mea. Acum fiecare cu credința lui, frate, oricum nu fac acest vlog să vă discut despre asta, dar așa ca idee, știi? Și vreau oricum să-mi cer puțintel scuze, dar de fapt nu neapărat să-mi cer scuze, că nu cred că am de ce să-mi cer scuze, dar o să vă anunț că astăzi nu o să fac live stream. Astăzi o să mă duc și eu, mă rog, o să fiu plecat, cel mai probabil seara, nu știu sigur dacă sunt acasă sau nu, cel mai probabil o să fiu și eu plecat, pentru că vor prieteni să mă scoată undeva. Și nu, nu o să pot face live stream astăzi, dar stați fără griji că o să ne vedem mâine. Mă bucur cât de frumos.
efecte de alea, știi? No, ne vedem mâine pe live stream, cel mai probabil de la 8 seara, sper să fiți acolo, iar și număr cât mai mare. Și băi, eu cam asta am vrut să spun. Nu băgați apariuri pentru că sunt rele și o să pierdeți mult. Adică puteți câștiga și 1000 de euro, dar poți să pierdeți 2000 de euro. Deci tot pe minus o să fiți, practic, știi? Trebuie să știi când să te oprești, frate. Trebuie să știi când să te oprești. Chestia asta am avut eu așa un mic off de spus în legătură cu sărbătoarea Sfântului Andrei. Încă o dată le mulțumesc foarte mult celor care chiar s-au gândit la mine și mi-au urat la mulți ani, cât că repede nu e ziua mea, dar vă mulțumesc că totuși v-ați gândit la mine și apreciez foarte mult acest lucru, pentru că au fost multe, frate, foarte multe persoane care chiar și pe live stream înainte, gen ieri, îmi ziceau la mulți ani. Wow, super tare. Bă, ia uite cât de mult și-au adus aminte, mă, că mă cheamă Andrei, ești nebun la cap. Bine că n-aveam numele pe YouTube, gen GGL Gaming HD 360 No Scope G-Drag și de asta, știi că atunci nimeni nu știa că mă cheamă Andrei. Bine, atunci mă chema GGL. Hei! Bă, frate, cam ăsta a fost vlogulețul. Am zis să mai facem așa, mai fac un vlog de 5-6 minute, mai vorbesc cu voi, vă mai spun o poveste, vă mai întreb ceva, mai fac o constatare. Păi, mei, că am văzut că vă place și dacă vă place, de ce nu, frate, până la urmă, nu? Vă place să-mi vedeți fața și căștile astea useless. Bă, parcă am capul foarte mic, what the fuck. Deci căștile astea îmi fac capul foarte, foarte mare, să-mi fac piciorul. Bă, fraților, cam asta am vrut să spun. Uitați dacă mă susțineți și vreți să facem multe vlogulețe și să apară multe clipuri, să apăsați și pe acel buton de like și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!